Bun găsit din nou! Să ne continuăm traseul prin peșteră și să descoperim noi provocări matematice dincolo de formațiunile spectaculoase. Deși a fost cunoscută din timpuri vechi, primul document în care s-a scris despre ea este în anul. Știi, te las pe tine să-l descoperi dacă urmărești regula de formare a șirului și găsești ultimul număr. Dacă ai găsit 1767, înseamnă că ai calculat corect, realizând sume cu pas alternativ, odată 101, odată 102. 1767 este anul în care devine cunoscută din punct de vedere geografic, pentru că a fost menționată într-o lucrare științifică. Este trecută ca fiind prima peșteră din Muntenia și Oltenia. Fragmente de piese cu urme de desene stau în mărturie că a adăpostit oameni, dar și animale din cele mai vechi timpuri. Ai atins limita 6790 de pași. Știi ce se aude? Este aplicația mea de pe telefon. Îmi amintește că de aici am pregătit o provocare pentru tine. Începând cu 6790, la un interval egal de pași, am așezat piesele găsite. Privește cu atenție șirul de numere. Dacă vei găsi câte numere sunt în șir, vei afla câte piese sunt pe tot traseul. Să verificăm. Este un șir de numere care se formează prin adunarea cu 5. Ca să aflăm numărul de termeni, putem folosi o formulă matematică astfel. Diferența dintre ultimul număr din șir și primul număr se împarte la pasul 5 și se adună cu 1. Calculăm acum. Rezolvăm paranteza și obținem 205. Apoi operația de împărțire. 205 împărțit la 5 este egal cu 41. Și la final adunarea. Obținem 42. Sunt 42 de numere în șir, deci 42 de piese. Acum să zicem că vrei să ajungi mai repede la piesa numărul 10. Privește cu atenție șirul și află care este al 10-lea număr din șir. Oare ai obținut 6835? Sunt curioasă cum ai calculat. Probabil că ai adunat 5 până la al 10-lea număr, dar e posibil să te încurci, așa că ne putem folosi tot de o formulă. La primul număr din șir, 6790, adunăm produsul dintre diferența lui 10, pentru că pe al 10-lea număr îl caut, minus 1, înmulțit cu 5, care este pasul dintre numere. Să calculăm. Mai întâi copiem ce este scris în fața parantezei, 6790, apoi rezolvăm paranteza, 10 minus 1 este egal cu 9, înmulțit cu 5 este egal 45. Am obținut 6835, este al 10-lea număr, deci am ajuns la piesa căutată. Dacă vrei să-ți fixezi mai bine aceste două formule, poți relua videoclipul și poți propune colegilor sau prietenilor tăi șiruri de numere pe care să exersați împreună.
Și uite așa, după atâtea provocări matematice și atenție la traseul peșterii, eu zic să mai facem o pauză și să ne revedem în episodul următor.